Nu cunosc pe nimeni care să fi vizitat Praga și să nu-i fi plăcut în mod deosebit acest oraș impresionant. Dacă vă doriți un city break cu de toate, adică romantism, istorie, artă, gastronomie și shopping de calitate, vă propun capitala Cehiei. Traversată de râul Vltava, Praga strălucește în orice anotimp și tocmai de aceea e plină de turiști cam în tot timpul anului. Pentru bugetul dumneavoastră vă recomand însă să vizitați orașul în perioada septembrie-noiembrie și februarie-martie, când prețurile la avion și cazare sunt ceva mai mici. În mod normal, pentru destinațiile pe care există zboruri low cost, noi prindem mai întâi cea mai bună ofertă pentru biletul de avion, după care căutăm cazare. La Praga însă, unde nu zboară decât compania națională a Cehiei și a României, vă recomand un city break oferit de orice agenție de turism, care cuprinde atât biletul de avion cât și cazarea. Noi am găsit o ofertă cu 250 de euro de persoană, zborul cu avionul și cazarea într-un hotel de 4 stele foarte aproape de centrul orașului și care avea inclus în preț și micul dejun foarte variat. Puteți însă să vă cazați în orice zonă a orașului, pentru că sistemul de transport praghez este foarte bine pus la punct. În septembrie 2010, când am mai fost la Praga, ne-am cazat într-un hotel mai îndepărtat de centru, dar foarte aproape de o stație de metrou. Mergeam doar 4 stații până în centru, metroul parcurgându-le în maxim 10 minute. Acum însă ne-am gândit că este iarnă și frig și ar fi mai bine să avem o cazare mai aproape de obiectivele turistice importante. Asta a însemnat de fapt că am mers foarte mult pe jos, încurajați de faptul că suntem așa de aproape de hotel. Din aeroportul Václav Havel puteți lua autobuzul 119, care vă va lăsa la cea mai apropiată stație de metrou, la Debișca. Odată ajuns la metrou, vă veți descurca cu siguranță să ajungeți la hotel. Este bine să vă luați bilet pentru 72 de ore cu care veți merge pe orice mijloc de transport din Praga. Trebuie să vă spun încă de la început că Praga nu este un oraș scump, ci are prețuri similare cu cele din România. Asta pentru că nu a trecut la euro și 100 de coroane cehești sunt echivalentul a 16 lei românești. Vă recomand să scoateți bani de la bancomate și nu de la casele de schimb, indiferent cât de bun vi s-ar părea cursul. Nouă ni s-a întâmplat ca un angajat al unei case de schimb să încerce să ne păcălească cu 300 de coroane la un schimb, ceea ce nu e deloc puțin, având în vedere că pentru 100 de coroane mâncai un prânz sățios foarte aproape de centru. Când l-am întrebat cum a calculat, ne-a băgat în față comisionul casei, la care a fost dispus să renunțe atunci când am cerut banii înapoi. Ca peste tot, este bine să nu țineți cont de clasificarea hotelurilor, ci mai degrabă de nota generală pe care o au pe site-urile de profil. Hotelul unde am stat noi fusese cândva de 4 stele, dar se vedea treaba că responsabilii nu mai băgaseră de mult bani în modernizări. Camera a fost însă foarte mare și călduroasă și cu o priveliște minunată spre colinele Petrin și Hradcani, iar hotelul oferea un mic dejun consistent și variat. Oricum, hotelul chiar aveți de unde să alegeți, pentru că sunt unul lângă altul. Tot plimbându-ne pe străzi am găsit și apartamente la 30 de euro pe noapte, iar dacă doriți ceva deosebit, puteți alege și un hotel plutitor ancorat foarte aproape de podul lui Carl. Mâncarea este senzațională la Praga. Aromată, cu multe sosuri fine, mâncarea cehă este oricum, dar nu dietetică. Carnea de porc și de vită este omniprezentă în orice meniu, fiind așa de minunat gătită că nu ai cum să o refuzi. Și apoi, la cât de mult veți merge pe jos, caloriile nu se vor depune într-un strat de grăsime. Cum Praga este un oraș turistic, nu numai hotelurile sunt la tot pasul, ci și restaurantele. Pentru mâncarea tradițională este însă mai bine să mergeți la o autoservire, unde mănâncă localnici. Prețurile sunt mai mici, iar gusturile sunt autentice. O astfel de autoservire am găsit chiar în centru, pitită pe o străduță îngustă, unde un prânz cu supă felul 2 și desert era aproximativ 150 de coroane. Nu ratați gulașul ceh, o tocană cu carne de vită, fără legume, ușor condimentat, la care e musai să adăugați knidelki, găluște care țin loc de pâine și pe care cehii le servesc și ca desert, umplute cu gemuri din fructe. Supele sunt de obicei foarte bune, dar sunt servite în niște boluri atât de mici, încât din două boluri abia dacă înțelegi ceva. Foarte bună este și mâncarea pe care o iei din piețe sau la colțul străzii. Cârnăcior, ciolan de porc sau diverse salate, toate sunt foarte bune la gust și la prețuri mai mici decât masa luată în restaurant. Cred că nu mai are rost să vă spun de bere, excelentă în orice sezon. Prețul acesteia diferă de locul în care o cumpărați, de marcă și de cantitate, fiind între 17 și 50 de coroane. De pe stradă puteți cumpăra și vin fiert foarte aromat.
Ceva dulce și savuros de mâncat la plimbare este târdelnic, colacul unguresc pe care l-ați întâlnit și pe la noi și pe care îl veți găsi la prețul de 60 de coroane bucata, frumos împodobit cu scorțișoară și nucă. Fie că veți mânca în restaurant ca să vă odihniți picioarele, fie că veți mânca rapid pe stradă, în Praga nu muriți cu siguranță de foame, mâncarea îmbiindu-vă de oriunde, chiar și în cel mai îndepărtat obiectiv turistic. Cu siguranță nu vă sunt de ajuns 3 zile pentru a vedea Praga, indiferent cât de mult ați fi dispus să mergeți pe jos, dar e suficient să rămâneți veșnic îndrăgostit de acest oraș și să vă doriți să reveniți. Nu uitați să vă luați un ghid turistic cu voi pentru a ajunge mai ușor oriunde vă propuneți și mai ales pentru a identifica clădirile și locurile pe care le vedeți. O plimbare trebuie să înceapă neapărat cu piața orașului vechi, unde veți găsi vechea primărie cu frumosul ceas astronomic, care adună sute de curioși la ora fixă, atunci când, pentru câteva secunde, niște ușițe se deschid și câteva statuete frumos pictate trec prin fața privirilor încântate. În piață, chiar lângă monumentul lui Jan Hus, când am fost noi, se desfășura un festival chinezesc care celebra anul caprei de lemn în care tocmai intraseră chinezii. Pe lângă spectacolele care țineau de dimineață de vreme și până când se lăsa seara, chinezii ne-au îmbiat cu preparate culinare. Am înțeles că în Praga se află o comunitate puternică de chinezi, doar judecând după faptul că toate magazinele de cartier aveau proprietari chinezi. În stânga ceasului astronomic veți observa o clădire interesantă pe care praghezii o numesc Dum Uminuti, împodobită cu sgrafitii, simboluri alchimice care datează din 1611. Aici a locuit în copilărie scriitorul ceh Franz Kafka. În piața orașului vechi veți găsi și una dintre cele două biserici din oraș care poartă hramul Sfântului Nicolae. Ambele sunt construite în stil baroc la începutul secolului al XVII-lea. Interiorul este superb, decorat cu fresce, statui și sculpturi foarte frumoase și biserica merită vizitată. Cea de-a doua biserică din piață este Biserica Sfânta Maria din Tin, care prin secolul al XIV-lea era un lăcaș modest construit pentru comercianții din Tin. Turnul sudic este mai mare decât cel nordic, după cum cereau convențiile arhitectonice ale vremii. Ne aflăm în curtea Unghelt, în spatele Bisericii Sfânta Maria din Tin. Pe vremuri, printre comercianții care au locuit în acest cartier, a fost și un emigrant turc. Când logodnica l-a părăsit, măritându-se cu altul, s-a înfuriat atât de tare încât i-a tăiat capul. Se zice că bântuie prin curtea Unghelt cu capul acesteia în mână. Acesta nu e singurul loc din Praga despre care legendele spun că ar fi bântuit. Pe podul Carol, pe care veți ajunge lesne urmând strada Carlova, se spune că bântuie și acum un tânăr care a furat o bicicletă și a căzut cu ea în Vâltava, înnecându-se. Nu vă lăsați intimidați de fantomele care doar colorează istoria locului și mergeți să vedeți podul Carol, construit între 1357 și 1402. Din 1683, pe pod au apărut statui de sfinți care îi îndrumau pe oameni la rugăciune. Cele 30 de statui pe care le veți vedea nu sunt cele originale, ci doar niște copii foarte frumoase, originalele ajungând în muzeele din tot orașul. În anotimpul călduros, podul Carol este plin de artiști de tot felul, de la caricaturiști la artizani. Tot aici veți descoperi și ciudata formație de jazz Dixieland.
După ce ați traversat podul lui Carol, țineți-o pe strada Nerudova până la castel, dar nu înainte de a vă opri să admirați clădirea în care se află ambasada României, loc în care, în 1601, însuși Mihai Viteazul, marele nostru domnitor, a stat pentru o perioadă când încerca să ajungă la împăratul Rudolf al II-lea pentru a-i cere sprijinul. Pentru aproximativ 250 de coroane, pe colina Hradcanii, puteți vizita vechiul palat regal, care nu este așa cum ne așteptam noi impresionant, pentru că în el s-a păstrat prea puțină mobilă, Catedrala Sfântul Vitus, Biserica Sfântul Gheorghe, Alea de Aur și Turnul Daliborca. Acesta este castelul din Praga, cel mai mare complex medieval din Europa, întinzându-se pe 7 hectare. La sfârșitul secolului IX, prințul Borivoj a construit o fortăreață din lemn chiar aici. Această cetate a devenit pe urmă reședință dinastică, după care capitala Sfântului Imperiu Roman. Ceea ce vedem astăzi este rezultatul reconstrucțiilor din secolul al XVI-lea. Aici se află acum reședința președintelui Cehiei. Pe colina Hradcanii se află și Catedrala Sfântul Vitus. Aceasta a fost construită în peste 600 de ani. Puteți vizita gratis aripa vestică a Catedralei Sfântul Vitus, dar merită să dați cele câteva coroane pentru a o vedea în întregime. Pe locul unui templu păgân, prințul Venceslas a ridicat o rotondă închinată Sfântului Roman Vitus. Lucrările la Marea Catedrală au început în 1344, când Praga a devenit arhiepiscopie, dar au fost întrerupte de războaiele husite. Construcția a fost finalizată abia peste 585 de ani, în 1929. În interior puteți admira superbele vitralii viu colorate, capele, cripte regale, altaruri și sanctuare, dar și impresionante fresce și sculpturi. Șvabul Petr Parler a proiectat atât Catedrala Sfântul Vitus, cât și Podul Carol și multe alte monumente gotice din oraș. El însuși a instruit meșterii, iar după moartea sa, în 1399, fiii și nepoții i-au continuat munca. Palatul regal adăpostește sala Vladislav, unde se oficiau încoronări sau se organizau turniruri, dieta, capela tuturor sfinților, aripa Ludovic, dar și cancelaria boemiei. Ieșiți din palat și pierdeți-vă pe străduțele înguste din jurul lui. Undeva, bine ascunsă, veți vedea Alea de Aur. Casele colorate din spatele meu erau ale aurarilor. Aceștia încercau să evite impozitele brezlei din oraș. Câțiva metri mai încolo veți găsi și turnul Daliborca, o închisoare medievală în care se mai văd și acum instrumente de tortură. Primul deținut al acestui turn a fost un haiduc ceh pe nume Dalibor. Tocmai de aceea turnul și poartă numele. Nu ieșiți din castel spre grădinile sudice fără să intrați și în Muzeul Jucăriilor. Acesta nu e un loc magic doar pentru copii, ci îi va bucura în egală măsură și pe adulți. Aranjat pe două nivele, muzeul se află într-un turn din apropierea Aleii de Aur. Un bilet de intrare costă 70 de coroane pentru adulți, 35 de coroane pentru copii, dar 120 de coroane dacă mergeți în familie. Expoziția cuprinde de la cele mai vechi jucării, păpuși din cârpă sau lemn, soldăței de plumb, case de păpuși foarte vechi cu mobilier și veselă mici, până la roboții moderni și legendara Barbie, pe care o găsim aici cu exemplare în ediție limitată sau pentru colecționari. Primul ursuleț de pluș căruia îi se mișcau mâinile și picioarele a apărut în 1903, fiind botezat după președintele american Theodore Roosevelt. Părăsiți castelul prin grădini, pe scările vechi, care oferă o priveliște foarte frumoasă întregului oraș. În altă zi, dacă doriți să evadați din aglomerația orașului, urcați cu funicularul pe colina Petri. Luați-vă bilet doar pentru dus și coborâți apoi pe jos după ce ați văzut tot ce se putea vedea în vârful colinei. O călătorie cu funicularul care funcționează din 1890 costă 24 de coroane pentru adulți și 12 pentru copii. Trebuie să aveți la voi bani schimbați pentru că biletul se scoate dintr-un aparat cu fise. Cei 300 de metri deasupra nivelului mării cât are colina Petrin vor fi parcurși rapid de către funicular, în timp ce vă veți bucura de păduri și livezi. În secolul 15 zona a fost o vie, iar în 1825 a devenit parc public. Pe locul unde în urmă cu 5 ani găsisem în septembrie o minunată grădină cu trandafiri, acum erau cetini puse peste brazde pentru a proteja butașii. Chiar și așa, zona unde se află observatorul Stefanic merită vizitată.
În dreapta veți găsi labirintul cu oglinzi. Pentru 50 de coroane cât costă biletul, vă veți amuza copios de modul în care vi se distorsionează corpul atunci când vă uitați în ciudatele oglinzi. Mie mi-a plăcut cea care lungea corpul. În casa oglinzilor am descoperit formula ideală de a slăbi. Erau altele care te făceau să pari ca gnomii din filmul Hobbitul, altele din care ieșeai un păsăr lăț lungilă sau altele care îți lungeau foarte tare capul. Uitați de cele 299 de trepte și urcați în turnul de observație sau Eiffelovka, cum îi mai spun praghezii, pentru că acest turn a fost proiectat după turnul Eiffel din Paris. Odată ajuns și în vârf, veți rămâne impresionat de priveliște atunci când întreaga pragă vi se va întinde la picioare. Biletul costă 100 de coroane. Vechile cronici spun despre dealul Petrin că a fost locul unor ritualuri păgâne închinate zeului Perun și pentru a aminti acest lucru, pe una dintre aleile parcului, praghezii au amenajat Grota Magică, în fapt o expoziție de tablouri care au ca temă o altfel de poveste a zodiilor. Acestea sunt întruchipate de niște vietăți stranii, duhuri ale pădurii și apei, care se războiesc între ele. Povestea se termină la ultimul tablou prin împăcarea zodiilor. Când vă întoarceți în orașul vechi, nu ratați turnul pulberăriei, aflat lângă stația de metrou Namestii Republicii. În secolul XV, regele Vladislav al II-lea a ridicat acest turn la poarta estică a orașului, lângă curtea regală. Folosit în secolul XVII pentru a depozita praful de pușcă, în 1757 turnul a avut de suferit de pe urma atacurilor prusace. Fațada neogotică a fost făcută în 1876. Urcați până în vârf pentru a vedea și de aici întreaga pragă. Lângă acest turn veți zări Casa Municipală, o clădire în stil Art Nouveau. Deasupra intrării principale veți vedea mozaicul lui Karel Spiller, intitulat Omagiul Pragăi. În 1918 aici a fost declarată Cehoslovacia stat independent. Acum această clădire găzduiește cafenele, restaurante, săl de expoziție, magazine și orchestra simfonică din Praga. În orașul nou am admirat piața Venceslas cu numeroase magazine moderne, dar și Casa Dansatoare, o clădire care are două turnuri contorsionate în așa fel încât te duce cu gândul la o pereche care dansează. Noi nu am vizitat cartierul evreiesc și nu neapărat din lipsa timpului, ci pentru că nu ne-a atras să vedem sinagogi sau cimitire medievale. În ghid însă am citit că locul este foarte interesant și că merită văzut. Pentru picioare obosite de atâta plimbare, în tot centrul Pragăi veți găsi saloane care oferă masaj thai, dar și masaj cu o anumită specie de pești pirania, care curăță celulele moarte. Totul pentru 10 euro. Nu părăsiți Praga fără să cumpărați suveniruri pentru cei dragi. Cehii se mândresc cu sticla de Boemia, din care fac tot felul de obiecte decorative, de la seturi de pahare la vaze, bibelouri, farfurii, dar și cu bijuteriile făcute din granat. Nu uitați de ciocolată, foarte bună și ea, și bineînțeles de bere. Dacă ați epuizat toate posibilitățile de suveniruri, puteți intra aici la Muzeul Turtei Dulci să luați un suvenir dulce. Această cutie costă cam 35 de lei. Mult mai ieftine sunt suvenirurile în târgurile deschise în piețe. Aici puteți găsi totul mai ieftin, vederi, căni, marionete, vrăjitoare, magneți de frigider, obiecte din lemn, toate cu semnele orașului. Acestea sunt principalele atracții din Praga, dar nici pe departe singurele. Așa că, dacă aveți timp pentru a colinda mai mult, mergeți să vizitați și castelele superbe aflate în imediata vecinătate a acestui oraș magnific.